Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea în care 7 vedete pornesc în căutarea celor mai mândri, arătoși și voinici flăcăi. Astăzi, tânăra cântăreață Xonia are un drum foarte lung. Trebuie să parcurgă peste 600 de kilometri până în Arad, în comuna Macea, unde trebuie să-l găsească pe cel mai frumos flăcău. O garnitură de vedete pleacă în căutarea celor mai mândri feciori de pe plaiurile mioritice. Elena Gheorghe, Anca Țurcașiu, Cornel Păsat, Celia, Crina Matei, Aurelian Temișan și Xonia, cea care va pleca în misiune în această săptămână. Cântăreața Xonia este una dintre cele mai noi și de succes prezențe pe piața muzicală din România. Hitul ei, My Beautiful One, este pe locul întâi în topul celor mai ascultate piese românești în 2010. Născută și crescută în Melbourne, Xonia a hotărât să-și lanseze cariera muzicală în România după ce a participat în 2009 la Cerbul de Aur, ca reprezentantă a Australiei. Cu siguranță, emisiunea noastră va fi una inedită pentru tânăra Xonia. Născută și crescută în Australia din părinți români, pentru Xonia, acest lucru va însemna descoperirea vieții de la țară. Felul în care vorbește românește este adorabil, așa că merită să-i vedeți reacțiile în diferitele situații în care s-a aflat. Oricum, emisiunea noastră este primul reality la care participă. Și uite așa, Xonia a ajuns din Melbourne la Macea, comună mare cu 7000 de suflete, aflată la câțiva kilometri de granița cu Ungaria. Măcenii sunt oameni harnici și se laudă cel mai tare cu roșiile de la ei, părădăici, cum li se spune în zonă. Ei spun că altele mai bune nu găsești pe lume. Au făcut și un festival al părădăicilor, asta pe lângă festivalul de umor sătesc, care a ajuns la 15-a ediție. De la țară și eu din 60. Arată frumos, întreținut. Eu nu mai am fost în acest comun, Macea, și sincer nu prea am fost într-un comun de ceva timp. Nu prea știu la ce să mă aștept. Chiar dacă a venit în România de 2 ani și ceva, Xonia nu a avut ocazia să stea la țară, așa că pentru ea vizita de la Macea se anunță plină de neprevăzut. Va avea însă un sprijin de nădejde în ghidul ei, Răzvan Huber, măcean de vază care cunoaște satul uliță cu uliță și știe tot ce mișcă în el. Ciao, Răzvan Huber, îmi pare bine! Îmi pare și mie bine! Mă bucur că ați găsit drumul până la noi astăzi. Am găsit și am văzut că e foarte frumos intrarea în comun, casele aranjate fain frumos. Am văzut oameni pe bicicletă, am văzut un scooter. Da. Și nu mai așteptam la un scooter. Sper că vă plac și caii. Îmi plac caii. Uite ce frumos sunt în fac de nebunie. Și eu n-am mai fost măcăruță. Xonia și Răzvan au pornit cu trăsura la căutat de feți frumoși. Cei doi și-au făcut un traseu cât mai eficient, pentru că timpul e scurt și băieții mulți, iar Xonia nu vrea să rateze niciunul. Acum mă gândesc să vedem dacă suntem aici în zonă, da? La cine am putea să mergem. Nu mai știu cu siguranță, dar cred că aici, la partea asta roșie, stă. Băi... Alo? Alo? Putem intra? Da. Ciao! Deci, să o prezint pe domnișoara Xonia. Îmi pare bine. L-ai trezit de dimineață? Da, că am avut ceva de lucru. Ce ai avut de rând? L-am ajutat pe tati la grădină și mi-a să fac un colidor mic. Aha. Ce trebuie să faci la colidor? Da, ce să faci? Să vopsesc. Trebuie să vopsești? Da. Mergem să vopsim? Să vedem cum vopsești?
Da. Ok, Marius, m-ai convins că ești un băiat harnic. Te las să termini aici ce ai de făcut aici la hol. Da. Te rog frumos să vii la ora 7 în seara asta, cu susținător, la camin. Da, m-ai chemat și eu să vin, să mă vadă. Bine, hai, te aștept. Pup, pa, pa! Ciao! Ciao! Primul băiat. Am început bine. Am găsit un băiat foarte drăguț. Acum, unde? Păi, o să luăm în față. Mergem la următorul băiat. Mai încet un pic. Pe drumul între doi băieți, Sonia nu scapă ocazia să învețe cum se mână caii, desigur, sub îndrumarea căruțașului. Deci eu trebuie să țin acum drept, că nu cumva să meargă dreapta stânga. Aoleu. Oh, oh, oh. Oh, ok. Dar ce, cum merge mai încet? Acum o să trebuiască să tragi, dar puternic. O să tragi destul de tare în partea dreaptă. Sonia are la Macea tot felul de experiențe plăcute și de mirări. Oh, ăla-i oaie? Da. Ce zi? Ho, ho, scooter! Omule, stai! Alo! Stai puțin, două secunde! Ce faceți? Deci trebuie să zic că ești cel mai cool persoană care am văzut pe un scooter. Deci nu vine să cred. Vrei să mergi la următorul băiat cu scooterul? Da, dacă ne primește. Ok. Poți să mai țin de tine? Dacă... Mulțumesc frumos! Cum a fost plimbarea cu scooterul? A fost foarte tare, deci... La siguranță? M-am simțit foarte asigurată, ai condus foarte frumos și sper că nu te-ai supărat. Nu m-am supărat și nu mă supăr cu persoane atât de frumoase, tinere. A, foarte drăguț, foarte drăguț. A părut bine și să știi, asta a fost prima oară pe un scooter pentru mine, deci... Îți dai seama, prima oară nu se uită niciodată. Caii mei! În căruță sau pe scooter, important este că Sonia nu uită care-i misiunea ei la Macea. Să găsească cei mai mândri băieți din comună. Bună ziua! Am o întrebare, dacă puteți să mă ajutați să găsesc niște băieți frumoși și harnici și... Nu știu. Nu știți? Nu. Deci voi nu ați cunoscut niciodată un băiat frumos pe aici? Nu-mi vine să cred. Dacă... Mă luam de pe fetele astea, nu găseam niciun băiat frumos și am găsit foarte mult. Către Sumartin, penultima stradă la dreapta, pe partea stânga a doua. Și este căsătorit sau nu? Că nu poate să fie căsătorit. Penultima casă? Ok. Penultima stradă. Viața la sat este o continuă surpriză pentru Xonia. Uite o vacă! Nu avem timp. Ai spăreat, văcuța! Văcuța! Bună! Bună ziua! Ciao! Ionuț! Cred că pe tine te caut. Ionuț, ce faci? Sau ce făceai acum? Păi ce făceam, am fost aseară la un chef și apoi o să le-am obosit și astăzi m-am lăsat aici, așa mai moale, nu m-am forțat așa. Dar de obicei? De obicei ce? Bună ziua! Cu maica sa în solar, ne ajută la roșii, avem o mică cultură, vă arătăm, dacă doriți. Ne arăți ce lucrezi tu la roșii? Vă arăt, haideți acolo. Ce animale mai aveți? Aveți... Aia ce sunt? Porci! Da, porci! Câinele Speedy, mar Speedy. Se sap, știi? Spaspiri, normal. Că e gros să sap, că am încercat eu odată și nu prea am roșită, eram așa. Deci tu așa te întreții în formă, îți dai seama, îți faci mușcă, nu mai ai nevoie de sală. Nu-i... Ei, cum da, hai, încearcă și tu să vezi. Mai stai, îmi ții puțin ăștia? Uh-huh. Oh, dar nu cred drept, că... Ții de aici așa? Aici sau aici? Nu, cu piciorul drept, așa? Aici. Pune aici așa și apasă tare. Așa. Așa, apasă tare. Oh, dacă alea, nu-i greu. Am făcut, dar nu cred că aș putea să fac foarte mult. O grădină întreagă. Deci tu faci grădina asta întreagă, trebuie să... Da, și în solar aici.
cred că ești un băiat de treabă, ești harnic, ești frumos, ești bine făcut. Ce zici să vii la o preselecție în seara asta, la ora 7 la Comin? Ești de acord? De acord, normal. Da? Aduci și tu prietenii, colegii tăi să te susțină acolo, să... Normal, dacă da? Vrei. Da. La ora... 7. 19. Da. Ok. Bine, păi atunci nu te mai reținem. Nu. Mă pun și să fac ceva, că n-am făcut astăzi nimic. Să faci ceva, da. Ok. Bine, atunci ne vedem de seară. Mersi frumos. Mersi și eu. Ok. Pupa. Salut. Ciao, ciao. Băiatul ăla e căsătorit, că și el e drăguț. Ești căsătorit? Ești căsătorit? Da. Asta e. Mi-a venit o idee. Ce idee? Avem astăzi concurs de pescuit. Și cu siguranță și acolo o să găsim. Să fie mulți băieți? Mulți băieți. Dar să nu fie căsătorit sau... Păi o să-i întrebăm. Vârstă, trebuie să găsim, da, băieți, să tineri. Băieți tineri. Mă înțeles, stai puțin, ăsta este un băiat tânăr? Nu vrea. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Câți ani ai? 17. Ulea! Și ești de aici, nu? În comun... Da, ești din comuna Macea, da? Da. Noi facem un concurs și căutăm niște băieți frumoși, harnici, care sunt de treabă. Și cum ar fi să vii și tu? Te interesa? Oricum, pasare să fiu acolo. Deci o să fii, dar nu vrei să concurezi? Nu știu sigur. Hai să mergem și okay. În partea cealaltă. Ia spuneți-ne, dacă mergem mai în față, găsim ceva, da, băieți, pentru noi facem un concurs diseară. Eu știu, dacă vreți. Veniți băieți în seara asta? Dacă vreți băieți ca mine, găsiți. Da. Deci pe marginea bărții încolo, tot băieți ca mine. Da. Ne descurajați. E clar că băieții pe care îi caută Xonia nu sunt genul care să se ducă la concursul de pescuit. Așa că vedeta se hotărăște să folosească baza de date a ghidului ei de încredere. Hai că mai încercăm. Mergem înapoi în sat. Ok. Ne scuzați, stă cumva cineva, Paul, aici, un băiat frumos? Da? Ok. Deci, am găsit. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Vrem să știm dacă e cumva Paul acasă. Paul e plecat la antrenament. De unde se antrenează? La Vladimirescu, la Arad. Aveți cumva o poză cu Paul? Ne arătați tărăt? Așa. E foarte drăguț, Paul. Câți ani are Paul? Deci îl vedem. 18, face în 16 iulie anul ăsta. Îl vreau. Bine. Deci la ora 7 începe. Da. Și așteptăm cu mare drag. Zi să mai vină cu colegii lui, cu prietenii lui, poate vor bine, și ei, bine. Dar îmi pare rău, Paul este foarte frumos. Mersi, la revedere! Ciao! Sau Leo, deci... O să vină! Deci să eu zic, o să vină. Eu zic, noi o să câștigăm. Deci, sunt băieți foarte, foarte drăguți aici. Deci, nu mă așteptam. Ne scuzați! Avem și noi o întrebare. Băieți drăguți, frumoși, harnici, în capăt. Pe dreapta? Pe stânga. Pe stânga. Ciao! Pe tine de caut. Și cu tine vreau să vorbesc. Bună ziua! Câți ani ai? 16. Văd că ești un băiat harnic. Acum ce făceai? Tăiai lemn? Harnic, e foarte. Da? Aici am cunoscut un băiat super drăguț. Dar a fost puțin timid și, de fapt, vorbea mai mult cu unica lui decât el. Ia uite, m-a crepat în două. Particip la preselecție. La 7, vii? Da, la Comin. Da. Ok, atunci te așteptăm cu mare drag acolo. Ciao! Ciao! Am văzut că tăiai aici cu drujba. Ne arăți și nouă. Da. Hai. Dar nu mușcă cățelul, nu? Sonia. Da, Cristi, îmi pare bine și mie la fel. Dar ție nu ți-e frică de chestia asta, că o să stai degetele sau ceva? Nu. Se pricepe. Bun, mulțumim! Mulțumesc, foarte tare! Cristi nu se lasă cu una, cu două. Vrea să-i arate Xoniei că știe să facă mult mai multe în gospodărie decât să taie lemne.
așa că se pune și pe cosit. Asta e ca în film aia de groază. E bun? Am și văzut o coasă, pentru prima oară în realitate, că de fapt o coasă am văzut în filmele din astea, horror. Și a fost o schimbare, așa că acum chiar am văzut pentru ce se folosește, nu numai pentru filme horror. Și ai timp și pentru școală și pentru îngrijitul calului și să faci muncile în curte. Îmi fac timp pentru toate. Ne așteptăm diseară. Da. Mersi! Spor la treabă, să ai continuare! Mersi frumos! Ca să ajungă cât mai repede pe la casele feciorilor, Xonia se folosește de orice mijloc de transport îi iese în cale. După trăsură și scooter, cântăreața împrumută și o bicicletă. Mă lași și pe mine să mă duc pe bicicleta ta? Dacă vrei? Da, te rog. E clar că nu mai pot să mai merg cu bicicleta. Ok, ok. Ok, acum m-am prins. Mă duc să găsesc un băiat frumos. Crezi că îl cuceteresc pe bicicletă? Bună ziua! Bună ziua! Aveți cumva niște băieți frumoși pe aici, tinerel? Tu câți ani ai? Tu ești căsătorit? Nu. Vrei să participi la un concurs? Da, poftă bună! Nu, domnișoare! Nu vrei. Da, un băiat pe aici cunoașteți cumva care ar vrea? Mai vreo 200 de metri. Ok! Precis că o să... Deci, mergem în centru. Mergem în centru. Ok! Hai, după tine! Unde sunt băieții? La dreapta sau stânga? Unde are? Câți ani are? Are 16 ani, fratele lui. Da? Da. Și stă aici, în jos, la stânga? Unde? Unde? Mulțumesc frumos, vă pup! Ciao! Ciao! Bună! Ciao! Bună ziua! Aoleu, deci puneai apă la flori? Da. O, foarte frumos. Căutăm băieți frumoși, frumos ești. Harnic, văd că puneai apă la flori. Am ceva? Știi să ne arăți? Ce mai știi să lucrezi? Da, pasiunea mea, animalele. Ce animale ai? Păi, de toate feluri. Câte animale aici? Cum se zice la ăla? Curcan, curcan. Uite! Rații sălbatice. Deci tu le dai mâncare, le îngrijești? Da, eu le îngrijesc. Ouleu! Asta e dar chiarul. Cam tot ce s-a întâmplat în Macea a fost o experiență care am trăit-o pentru prima oară. Deci nu mi s-a întâmplat să mă dau cu căruță sau să mă dau pe un scooter sau să văd o făcuță atât de aproape sau să văd niște oai. Să așteptăm în seara asta să vedem cum de discurci acolo, că știu câte, cu animalele, cu flori de discurs, dar hai să vedem cum o să fie în seara asta, da? Trebuie. Îmi place, ești foarte pozitiv. Așa și trebuie. Așa câștigi, cu atitudinea asta. Trebuie să mergem la sala de antrenamente, la kickbox astăzi. La kickbox? Da. Hai, Răzvan! Poate mă bate. Hai să vedem. Mai să vrea să vină. Bună ziua! Ciao! Și scuze că v-am întrerupt asta, antrenamentul, dar avem un concurs în seara asta. Este preselecția la ora 7 și dacă nu aveți ceva de antrenat și aveți timp liber, dacă vreați să veniți să participați. Am vrea să știm care sunteți doritori. Ui, bine! Xonia știe că timpul pe care l-a avut să caute băieții în Macea se cam apropie de sfârșit, așa că încearcă să dea o ultimă mare lovitură. A aflat de la Răzvan că pe terenul de fotbal din comună se joacă derbiul local Macea Curtici. Hai cu mine în față.
Bună! Bună! Ciao! Ciao! Sonia, îmi pare bine? Nu, îți pare bine. Noi vrem să știm dacă vrei să participi la un concurs. La 7 avem preselecția. Căutăm băieți frumoși, ești foarte frumos. Mersi. Sunt sigur că faci și treabă pe acasă, ajuți că eu așa am aflat. Și dacă accepti invitația să vii de seară, da? Da. Vine, hai că mai te reținem, da, mulțumesc și fă ce trebuie. Uite, e înalt, are formă frumoasă, are un zâmbet frumos. Zici că are șanse? Zic că are șanse. Dar trebuie să vedem cum se descurcă la probe. Sonia n-a prea avut noroc la fotbal, nici pe teren, nici în tribune. Ceilalți jucători se pare că au intrat în vestiar. Au intrat, nu știu dacă s-au mai speriat avem șanse. De noi, de mine. Nu știu dacă mai avem șanse să mai găsim vreunul. Să cânt și eu la ea. Ma, beautiful, mă, și mai se iasă toți, da? Timpul căutărilor a expirat, dar cântăreața speră ca vestea despre preselecție să se fie răspândit prin Macea, iar lumea să vină cu mic cu mare la Căminul Cultural. Răzvan, din nou vreau să îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor. M-ai ajutat foarte mult și sper că în seara asta vii și tu să mă ajuți pe mine cu deciziile, cu părerea. A fi foarte frumos dacă ai mai mare plăcere. Da? Cea mai mare plăcere. Ne vedem la 7. La 7. Băieții de la țară sunt foarte diferiți decât băieții din oraș. Foarte simpatici, foarte drăguți, foarte respectos, foarte ajutător. Îți arată foarte multe calități pe care nu mă așteptam să văd. După cum ați văzut, Sonia a avut succes în căutarea băieților frumoși în Macea. Cei mai mulți i-au promis că se vor înscrie în concurs, însă acum a sosit momentul adevărului. Vom afla dacă măcenii sunt oameni de cuvânt sau nu. Să înceapă preselecția! Bună seara! Bună seara! Chiar m-am surprins că a venit atât de mulți oameni și că sunt foarte uniți. Chiar au venit să se sprijine pe unul pe altul. A fost foarte frumos. Mulțumesc foarte mult că ați venit! Mă bucur foarte mult să fiu aici alături de voi. Vreau să zic că m-am simțit absolut minunat. Chiar nu mă așteptam să fiți atât de prietenoși și cu mâinile deschise. Chiar mulțumesc foarte mult și la fel nu mă așteptam să găsesc băieți atât de frumoși, sincer. Deci chiar am rămas foarte surprinsă. Deci aveți băieți foarte, foarte frumoși, foarte drăguți. Hai să începem. Aș dori să chem băieții aici, lângă mine. Băieții, te rog. Aplauză încă o dată pentru toți băieții! Au venit foarte mulți băieți, nu m-am așteptat, dar mă bucur foarte mult că asta a fost și un challenge pentru ei, ceva care nu fac ei în fiecare zi, ceva nou. Sonia se poate declara mulțumită. Munca și alergătura nu au fost în zadar, pentru că pe scenă au urcat mai bine de 20 de plăcăi, toți unul și unul. Dintre cei găsiți de Sonia prin sat, dar și tineri care au aflat de concurs de pe la prieteni sau vecini. Pentru început, vedeta îi ia la întrebări. Așa de acomodare. Eu aș dori să vă cunoaște puțin mai bine, că eu nu vă cunosc, și așa că o să vă iau pe toții la rând și o să vă întreb niște întrebări și apoi o să facem niște probe. Așa că încep cu tine. A cui ești? Alu mama. Grițari sau Vijay, cum vreți să ziceți? Alu mama și tata.
Mai mult alu mama. A cui ești? Alu Doruțu. O poreclă. Alu Joa Andreea. Cigoi. Cigoi? Porecla e alu poetu. Bunicul compune poezii, așa. Am observat că ai un tatuaj. Vreau să te întreb ce înseamnă? Guze salamă. Spune-mi, te rog, niște defecte de-a tale și niște lucruri bune despre tine. Păi, un defect ar fi că sunt încăpățânat, că nu prea ascult de părinți. E cam rău și eu că nu prea ascult de părinți. Dar în ultimul timp încerc să mă schimb. Nu-mi place să fiu tras la răspundere, îmi place să fiu liber. Și mă enervez repede. Câteodată scam gura liv. Eu mă cer cu părinții sau cu lumea din jur. Mai puțin bun, întârzi seara. Orgolios, gelos. Oh, gelos n-am mai auzit. Ok. N-au încercat să acopără defectele lor sau așa ceva? Nu, chiar au spus și au zis pe față și asta apreciez. Ceva bun despre tine? O persoană sociabilă, îmi place să mă distrez. Băi, lucruri bune nu știu să vă dau acum că sunt o grămadă. Îmi place să joc fotbal, să muncesc foarte mult și îmi place să învăț, consider că pot învăța de la oricine. Zic că nu-mi place minciuna. Nu-ți place minciuna? Nu. Sunt un băiat rușinos. Așa. Am simțul umorului. Sunt curajos și hotărât în ceea ce vreau să fac. Ești un băiat foarte bun, deci n-am mai cunoscut băieți atât de cumiți. Doar aici, îmi place, e foarte frumos. Nu începem aici? Hai să începem aici. Hai! Urmează proba de talente, la liber. Fiecare băiat trebuie să-i arate Xoniei ce știe el să facă cel mai bine. Și o să vedeți că măcenii au ce arăta. Ce o să ne arăți? Păi, un dans popular, cred că. Sunt la un ansamblu în Curtici. Și eu rog pe sora mea care e în sală să vină aici lângă mine. Vă arat o bătaie, cum se face la dansuri populare. Ok. Oh, foarte frumos! Foarte frumos! Eu vă cânt așa cum mă simt eu bine când mă duc cu cocea la coase. Ok. Bună sana, dragii mei, la 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 la. Fete mândre și flăcăi, la 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 la. Tătă ziua trag la coasă, la 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 la. Dorul mândrii mă apasă, la 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 la. Am venit cu voie bună, la 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 la. Să petrecem împreună, la 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 la. Nu știu, mândră, ce-ai cu mine, la 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 la. Meri un dor și altul vine, la 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 la. Am fost așa încântată să văd că, în primul rând, băieții nici nu sunt rușine să arată, știi, că pot să cânte sau așa. Nu, a fost foarte mândră cu ce poate să facă și chiar m-au arătat. Și a fost foarte drăguț. Sunt oltean și mă mândresc și să vă spun un ban, că se fac multe bancuri pe seama noastră. De ce și-ară oltenii pământul cu tractoarele? Pentru că boii au plecat în Spania. Știi să faci asta pe cap sau pe deget?
cred că dacă faci practică, cred că reușești foarte frumos. Mulțumesc frumos! Să am nevoie de un coleg ca să fac o demonstrație de kickboxing. Ok, pe cine chem? Ok! M-a plăcut la preselecție că băieții s-au încurajat pe unul pe altul, au ajutat cu kickboxing, a fost un partener, adică a fost frumos că nu a fost chestia asta invidie sau, nu știu, să vrea rău unui concurent. Deci, six-pack! Are six-pack! Asta e greu de făcut, să știi. Aplauze! E foarte greu! Oh, foarte frumos! Mulțumesc! Mersi! Ok, thank you! Sunt fericită! O să încerc să fac flotări într-o mână. Ok, hai să vedem flotări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 47, 48, 49, 50. Ce ne arăți? În primul rând, aș vrea să-i provoc pe toți la un Skanderberg. Păi cu cine? Pe cine luăm? Pe toți. Pe toți la un rând? Credeți că poate să bată pe toți băieții? Ok. Dacă sunt un băiețel, prietenele tale au zis: nu te încurca cu el. Dar ești atrasă de bărbați cu suflet de oțel. Să treci prin viață de parcă ești într-un carusel. Ai un spirit mai mult decât aventurier. Dacă o să te duc în rai, o să vrei să stai în el. Dar așa ceva pe moment, să creezi tu acum ceva? Scurt! Am să încerc. Suntem băieții de la țară. Aici băieții sunt aleși pe sprânceană. Mi-s băiatul de la țară, în seara asta vreau să simt lângă mine parfum de damă. Băieții au dovedit că au talent sau măcar bunăvoință. Sonia s-a declarat mulțumită, mai ales că unul dintre concurenți și-a dovedit talentul desenându-i portretul în timp ce aștepta să-i vină rândul să arate ce poate. Ce drăguț! Dar stai, arată, mai arată că să vadă, să prinde camera, vezi? Seamănă cu mine? Mulțumesc frumos! Dar eu pot să-l țin? Ai semnat aici? Ai semnat. Oh, foarte drăguț! Ultima întrebare, înainte ca Xonia să-i aleagă pe finaliști.
ce ai face cu banii dacă ai câștiga premiul de 10.000 de euro? Eu aș face cu 10.000 de euro, aș da jumate la echipa mea de fotbal. I-aș face o fermă de animale. Aș construi o sală de dansuri. Aș deschide o discotecă pentru a se distra tinerii. Mi-aș cumpăra o motocicletă super rapidă. Mi-aș deschide o sală. Sală de culturism. Aș face o sală de fitness pentru fete. M-aș duce din nou la școală, la școală de arte. I-aș băga într-un safe și aș arunca în mare, îmi place să-mi trăiesc viața. Mi-aș lua câteva găgici cu mine și aș pleca în Ibița. Și aș duce toți prietenii mei în Club Bambu. I-aș da părinților. I-aș ține pentru mine, pentru viitor. Băieții din Macea ne-au arătat că sunt vrednici, dar și talentați, inteligenți și frumoși pe deasupra. Acum însă a sosit momentul cel mai important. Sonia trebuie să aleagă doar 6 dintre ei care trebuie să participe la finala de mâine. Destul de complicat lucru pentru că toți au demonstrat că merită să ajungă acolo. Am ales 6 băieți pe care mi s-a părut că m-au atras cu ceva. Ori cu talentul lor, ori cu atitudinea lor, ori cu ce fac ei zi de zi. Eu nu am avut un criteriu anume. Eu am vrut să aleg nu băieți doar care sunt frumoși fizic. Eu cred că e și foarte important ce este la suflet și ce este aici. Vă arăt pe cine am ales? Următorul! Deci... în colțul ăsta... Așa, 4. Mai avem 2. Te-a ales 2. Și mai un băiat. Am ales de cineva care m-a plăcut mie foarte mult. Cred că e foarte talentat și are șanse. Am învățat foarte mult azi și a fost o experiență pe care nu o să uit niciodată. Am realizat că băieții de la țară muncesc foarte mult. Și în afară că muncesc foarte mult, sunt și foarte deștepți, frumoși, de treabă. Și m-au făcut o impresie foarte, foarte plăcută. Final am ales băieți care sunt talentați, nu neapărat că sunt cei mai înalți. Asta nu este un concurs de fotomodel, este un concurs care, într-adevăr, da, Miss băiatul de la țară, dar un băiat care și reprezintă țara, știi? Și care este, nu știu, drăguț, care are ceva care să te atragă, știi? Are un... e foarte carismatic, știi? Vă mulțumesc foarte mult, ceilalți băieți, mulțumesc foarte, foarte mult, sunteți foarte talentați și mă bucur foarte mult că am putut să vă cunosc. Mersi foarte mult! Aplauze pentru cei 6! Ziua a doua în comuna Macea, județul Arad. Tânăra cântăreață a stat și s-a gândit la ce probe ar trebui să-i supună pe mândrii flăcăi. Și pentru că zona este faimoasă pentru legume, fiecare băiat de acolo trebuie să știe să planteze. Așa că vedeta îi așteaptă dis de dimineață la prima oră la o probă de săpat viteză. Bună ziua!
Vă rog să formați o linie. O să începem cu prima probă. Am 6 loturi în spatele meu și proba este ce sapă cel mai repede, este câștigătorul. Aveți 30 de minute la dispoziție, dar înainte să începem, curățați locul vostru de burin. Mai repede! Să descopăr caracterul fiecare concurent și o să mă ajută la alegere. Așa că e foarte important să le observ și să văd cum sunt de fapt. Felicitări, băieți! Ați terminat de curățat loturile voastre. Acum o să înceapă proba adevărată. Când o să spun eu start, trebuie să fugiți să luați cazmalele. Fugiți înapoi și începeți să săpați. Cine sapă cel mai mult este câștigătorul. Sunteți pregătiți? Da! Aveți 30 de minute la dispoziție. Deci, 1, 2, 3, ei! Când zic start, start! Pregătiți terenul ca lumea! Nu uitați, aveți 30 de minute la dispoziție, să nu vă obosiți prea repede! Sonia se dovedește a fi o supraveghetoare aspră, dar înțelegătoare. Ziua e caldă și munca la câmp nu e una ușoară. Dacă vă este cald și vreți să dați jos tricou, cu mare plăcere! Dacă vă-i sete, să mă anunțați și vă dăm apă. Știu că e foarte greu. Mai vrea cineva apă? Aproape s-a terminat timpul alocat. 30 de minute. Să vedem cine are cea mai bună calitate și cine a săpat cel mai repede. Mai aveți 5 minute! Și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Vreau să zic felicitări că ați reușit și v-ați dedicat să faceți acest probă. O să vreau să invit alături de mine Nelu, proprietarul acestei pământ, să mă ajută. O să ne uităm la raport, viteză și calitate. Au. Nouă? Da. Felicitări! E bine. Aici e aceeași calitate sau? Mai bună. Mai bună? Da. Dacă e mai bună, atunci e nota 10? Da. Hai să vedem aici. Asta e mai bună. Mai bună? Da.
Deci are o notă mai mare decât 10? 10. Cu felicitări. 9 și aici? Da. Sau 10? 10. 10? Da. Ok, 10. Aici? A făcut și mai mult asta. Da. 10. Și băiatul, tot 10. Da. Cea mai bună, cea mai bună e lui Cristi. Cristi are cel mai bună da. Calitate? Da. Ok. Oricum, toți băieții au avut o calitate foarte bună. Felicitări, Cristi, din nou, fiindcă ai avut cel mai bună calitate. Dar, nu în considerare că asta a fost o competiție, o probă de cea mai mare viteză, trebuie să zic că câștigătorul sunteți cei doi, fiindcă aveți egalitate. Așa că felicitări! Aplauze! Sonia află că lucrurile nu sunt simple nici măcar la o probă de săpat. Aolea, ce-ai pățit la mână? M-a jenat ăla. Stai puțin. Te doare? Nu, m-a mojenat coada cum a fost așa. Vreau să zic că e foarte frumos că n-ai renunțat și că ai mers tot înainte, cu durerea. O să iau asta în considerare, îți dai seama. Asta arată foarte mult caracter și personalitate. Poate mă credeți că am fost prea dură, dar am vrut să văd cu adevărat cine reprezintă și cine știe să facă, să sapă treaba care se face care de la țară, știi? Cine, de fapt, chiar asta face și cu asta se ocupă. Vreau să știu de ce tu erai cel mai înalt băiat, dar ai săpat cel mai puțin. Păi, doamne, cu un mic dezavantaj. Care ar fi? Pe în urmă cu urmă și jumătate aproape, a fost operat apendicită. Am înțeles. Dar de ce nu ne-ai anunțat? Pentru că n-avea rost, trebuia să participi și eu la proba asta. Am înțeles. Îmi place foarte mult atitudinea ta. Proba cu sapa nu a convins-o pe Xonia, așa că decide să-i treacă pe băieți printr-o nouă încercare, una de îndemânare, în hămatul calului, tot contratimp. Hai să începem cu proba a doua. În hamat, calul, viteză. Participați câte doi, cine termine în cel mai scurt timp, câștigă. Ok, se poate. Cristi, jos, vină lângă mine, hai să vedem în cât timp ai terminat. Casian, ai terminat? Ok, m-am nevoie de doi băieți. Cine vine? Start! Ghițu, ai terminat? Da. Vino încoa. Gata. Ionuț, ai terminat? Da. Sunteți ultimii concurenți pentru această probă. Ați avut destul timp să observați greșelile colegii voștri. Acum să vedem dacă ați fost destul de atenți. Marius! Ai terminat, vină încoa. Zice că îți bate inima? Da. Ai descurcat foarte bine, ai terminat. Vino încă cu Cristi. Ok. Am aici în mână rezultatele. Primele trei locuri a fost foarte apropiat. Deci avem pe locul 3 Ghițu, 2 minute 41 de secunde. Pe locul 2, la 2 minute 37 de secunde, Marius. Cristi, 2 minute 36 de secunde. Felicitări! Deci ai câștigat 2 probe. Aplauze! Acum lucrurile sunt clare pentru vedetă. Flăcăul care câștigase proba de săpat a câștigat-o și pe cea de înhămat calul. Rămâne de văzut cum se va descurca însă și pe scenă sub ochii sătenilor în finala locală.
După proba fizică, băieții trebuie să se pregătească pentru că Sonia vine să le treacă pragul. Ea așa o să-i cunoască mai bine, o să afle mai multe despre ei, să vadă unde stau, să cunoască gospodăria și ce planuri de viitor au. Ce faci? Mi-ați venit? Prima vizită la Casian. Casian are o fire independentă. Nu-i prea place să-i spună cineva ce să facă. Visul lui este să devină medic veterinar sau inginer agronom și deocamdată strânge bani de facultate lucrând la o firmă din Arad. Și ca să arate cât de priceput este la grădinărit, Casian i-a făcut vedetei turul solarului. Haideți să vă prezint un pic grădina. Ok. Aici, în partea dreaptă, deja sunt picărăzite. După cum vedeți, sunt în cuburi. Și pe cimenul ăsta îi curei sau varză. Uh-huh. Frumos să-ți mânc cu tău cu rădăcină. E frumos, mă disultat. Deci le alegi de aici și le pui în pahar și pe le pui aici. Da. Foarte interesant. Ce ne mai arăți? Mă arăt și grădina și celălalt solar. Văd că deja că am dat buruienile, ne cam îngrijit pe aici, dar nimic, începem să săpăm, să le mai dăm la o parte. Casian are o fire artistică și îi place să picteze, dar adevărata lui pasiune este folclorul. Să vă arăt o poză, cu mine în costum popular. Are ceva în vechime. Nu știu, chiar nu știu să zic chiar de când. Deci am fost stegar. Deci stegarul comunei Macea, cum ar fi. Deci joc steagul în față, deci cum, în fața laielui de nuntă. Este împănat de mine și de maică mea. Coada a făcut-o de taică meu. Foarte tare! Și când fac ei? România! România! Deci, foarte cum ar fi, sunt mândru că sunt român. Sonia îi scotocește prin dulap băiatului să vadă cât de ordonat este. Ești ordonat, da sau nu? Ordonat depinde la ce nivel. Am văzut ce am venit să văd. Îți mulțumesc frumos că ne-ai primit acasă la tine și ne vedem diseară la 7. Sonia ia din nou macea la picior către un alt băiat vrednic și frumos. Da. Ciao. Ciao. Poate să intrăm? Da. Ce faci? Elev în clasa 11-a, Ionuț este măcean prin adopție pentru că s-a mutat cu familia din Cluj la Macea când avea 8 ani. Este pasionat de kickboxing și visează să se lupte în marile gale. Pentru Ionuț, prietenii sunt cei mai importanți. Înăuntru intrăm primul? Da. Ok, ceva care te reprezintă pe tine în cameră? Albumul de poze. Care album? Hai să vedem. Îi pașaportul tău? Nu, carnetul. De conducere? Nu, de școală. Ah, notele, am înțeles. Ai fost ok la școală. Foarte frumos. Stai puțin! Asta n-am văzut! Ce-ai asta? Este un calendar. Cățelul e al tău? Da. Ai tu grijă de el? Da, hai să-l... E băiat sau fată? E fetiță. Ia mușca? Nu, puteți să spun nimic. Ce face? E cu minte. Înainte de a pleca spre altă casă, Sonia a ținut să afle ce spun părinții și sora despre Ionuț. E harnic, e cu minte, mă ascultă, nu vorbește urât. E foarte respectos cu toată lumea. Deci eu sunt mulțumită, ca și copilul meu, nu că laud, dar e foarte cu minte. E cel mai bun băiat, zic eu că... Se ține de școală, și îi place să facă sport și eu am făcut la viața mea sport și cred că e bine. Unde merg mai afară? Ce și dacă să ia cineva de mine sau vorbește ceva despre mine sau aude ceva,
imediat sare în apărarea mea. Cum vorbește așa despre sora mea sau... O mică atenție din partea mea. Vale, mulțumesc frumos! Mersi frumos, nu prea primesc flori de la băieți, dar asta este ceva foarte frumos din partea ta. N-ai cules tu? Da. Mulțumesc! Marius are profilul unui adevărat băiat de la țară, chipeș și muncitor. Își ajută părinții în gospodărie, iar de la fratele lui a învățat să construiască. Își dorește să meargă la muncă în străinătate și cu banii câștigați să se întoarcă la Macea și să-și ridice propria casă. Le pup? Ok, hai să ne arăți ceva, nu știu, camera ta. Ah, da. Să vin și eu să inspectez. Ultima oară am văzut doar holul. Arată-ne ceva în camera ta care te reprezintă pe tine sau ceva care e foarte simbolic. La haine. Îmi place să port așa tricouri mai pe corp. Marius este pasionat de culturism și îi place să se mențină în formă. Ok, mai pe corp. Dar eu am auzit că ai un corp foarte bun. Nu ne arăți? Să mă dezbrac? Nu, dar să faci așa puțin. Am auzit bine. Păi ne arăți și nouă de la putos să mai vedem. Deci așa. Ah, deci e foarte frumos, curat, organizat. Poate ieșim și noi pe afară puțin? Dar să știi că nu miroase foarte rău porcii tăi. De obicei, parcă porcii miroase mai rău. Cine are grijă de ei? Păi, deodată tati, odată eu. Când îți plecați de acasă, am eu grijă cu tot. Să dau mâncare, să le fac curat. Sonia este convinsă de calitățile lui Marius și este impresionată de forța sa fizică, mai ales că la preselecție i-a trântit la Skanderberg pe mai toți flăcăi înscriși. Dar de unde ai atâta multă forță? Că nu te-am întrebat din lucru. Asta. Din lucru? Da, când eram micuț, îmi plăcea mult să lucru și mami cu tati mă puneau mult la lucru. Și în timpul vacanței, după clasa 8-a, tot mergeam să lucru, să mă chemeau cineva la lucru. Marius vrea să-și folosească forța într-o viitoare carieră periculoasă. Am un gând să termin școala și vreau să mă scriu la jandarmi sau mascați, să fac acolo. De ce? Îmi place mult, mai ales mascații, când intru cu forța peste cineva în casă care nu vrea să deschide ușa când le cere. Dar nu ți-e frică dacă faci aceste lucruri că poate persoana aia pe care intri tu nu. În casă la ei o să se răzbună și pe aia... Păi nu, păi avem, suntem cagulați și nu o să ne cunoască. La 7 de seară, da? Da. Ok, hai te pup! Ciao!
Am deschis salonul de tatuaje. Băiatul își ajută familia lucrând cu ziua pe la oamenii din sat și lumea spune că face treabă cât se poate de bună. Ioan, sau mai bine zis Ghițu, cum îi spun prietenii, este cel mai tânăr dintre cei 6 băieți calificați în finala de la Macea. Feciorul este pasionat de dans și a demonstrat Xoniei la preselecție că are talent. Cochetează și cu cântatul, dar deocamdată doar la duș. Am venit și eu pe la tine. Asta e camera ta? Da. Ok. Ne arăți ceva care este foarte special, ceva care ții tu foarte mult. Mască. Așa, ce faci cu masca? Este de la bal. Bal de mascați? Balul bobocilor, care l-am avut. Foarte tare, poți să-mi scherie așa, mai ales aici cele două găuși. Îi place să asculte muzică de aproape orice gen, dar în niciun caz manele. Cu ce îți place să te îmbraci? Adică casual mai mult. Casual? Da. Am înțeles. Așa mai sporty? Nu prea. În ultimul timp nu prea am mai purtat sport. Nu sunt chiar foarte multe, sunt la spălat din ele. Da, nu contează. E important să ai lucrurile care poți să le asortezi cu ele, că așa poți să faci oricum o întățunt, nu? Da. Cristi? Da. Poți intru? Da, bineînțeles. Ok, deci nu ai un cățel pe undeva, nu? Nu. Ce faci? Bună, acasă. Bună. Cristi învață la unul dintre cele mai bune licee ale Aradului. Deși la o primă vedere nu pare un băiat tipic de la țară, el este cel care a câștigat cele două probe fizice. Hai să mergem la cameră. Da, hai să mergem la cameră ta. Da? Mersi. Inspectând garderoba tânărului, Sonia va afla despre o specie mai ciudată care trăiește pe plaiurile mioritice. Cum te-ai exprimat tu prin hainele tale? Păi cum te vezi? Am aici o parte și mai am într-o parte. Păi nu-mi place să mă îmbrac coca. Coca ce înseamnă? Să arăți ca și un cocalar. Am înțeles. Și... un cocolar, cum crezi că arată? Cum, ce anume păi, are care arată ca un cocolar? Poartă lanțuri foarte groase la gât și se tund capac. Aici zero și aici părul mare. Și sunt cocolar pe aici? Cred că în orice comun, în sat. Da? Sunt cocolar aici? Da. Dar cum poți să fie cocolar la... la Macea, de ce? Ne-ai și demonstrat ieri anumite lucruri pe care le faci. Era o parte din ce pot să fac. Și o altă parte ne arăți sau ne povestești și ne spui? Știu să macin, să fac furaje la animale. Știu să macin porumbul. Știu să... ud în grădină. Cristian este foarte gospodar și la 17 ani deja câștigă bani din creșterea animalelor. De exemplu, scuterul pe care l-are este cumpărat cu banii câștigați de el. Ok, deci ne vedem în seara asta la ora 7. Mulțumesc frumos că ne-ai arătat camera ta și pe aici. Mersi frumos! Și final, vreau să-ți ofer acest randafir. Mulțumesc frumos, foarte drăguț. Cu plăcere. Din partea ta. Vizitele vedetei sunt foarte importante pentru că este singurul moment în care ea stă de vorbă cu concurenții între patru ochi și poate să-i cunoască mai bine. Însă piatra de încercare de-abia acum vine. Finala din Macea. Căminul cultural este plin ochi pentru că toți localnicii au venit să-și susțină favoriții și să asiste la un spectacol de zile mari. Bună!
bună seara! Deci, în seara asta este finala. Am ales 6 băieți ieri seară la preselecție și în seara asta o să trebuiască să aleg doar un băiat. Un băiat care vor vine cu, care vor vine cu mine în București și o să luptă pentru premiul de 10.000 de euro. Să le invit pe scenă, că să vedem cine sunt, să reamintim cine am ales. Aplauze, da! Sonia decide să înceapă finala cu o întrebare care să-i ajute pe tineri să-și depășească emoțiile. Dacă ai fi tu primarul în Macea, ce ai face tu? În primul rând, aș face drumurile, ca să nu fiu înjurat. Aș face un strand. Aș face o sală de fitness pentru fete. Aș investi foarte mult în tineri, pentru că ei sunt viitorul, în tineri. În tineri, da? În tineri! Aș face un ansamblu cum era pe vremuri. Și dacă se poate, eu să fiu solist. Aș mai duce mai multe vedete, pentru ca și cum acest eveniment a fost foarte frumos. Acum urmează o probă de 30 de secunde. Fiecare băiat o să ne arată cum dansează el, mișcările lui. A știut să ia ritmul, a știut, nu a fost intre, dar puțin rigid. Proba de dans i-a încremenit pe flăcăi, unii dintre ei rămânând pur și simplu stană de piatră. Mai cu încurajări din sală, mai cu ajutorul Soniei, atmosfera s-a destins și băieții s-au dat pe brazdă. Deci o să dansăm împreună, să-l ajutăm. Hai, aplauze! Cât de Marius. Aici am arătat cum poate Marius dansa cu o fată. Mișcarea asta, deci a fost, am fost prinsă așa, pe surpriză, nu știu cum să zic, dar
am văzut că fetele alea a plăcut foarte mult, așa că a fost bine. Îți mulțumesc! Aplauze pentru toți concurenții pentru proba de dans! Hai să vedem despre ce e vorba. Deci eu am înțeles că în această zonă bărbații fac cărnații pentru sărbătorile, da? Corect? Bun. Așa că noi ne-am gândit să luăm niște carne, niște mațe și băieții trebuie să se amestecă acest chestie să facă niște cărnați. Cine termine primul, câștigă. 1, 2, 3 și start! Pe cine susținem aici? Cine? Hai să vedem, ne arăți cât de lungă e? Oh! Mama, e foarte lung! Oh, cred că e mai lung decât bățul ăsta. E foarte lung! Mulțumesc! Și al tău, cel mai lung? E lung! Felicitări! Câștigătorul era Casian, cu cel mai lung carnaț. Deci toți băieții s-au descurcat foarte bine, foarte, foarte bine. Eu vă spun felicitări. Ionuț, cred că ai avut puțin probleme, nu știu ce s-a întâmplat. Nu ai mai făcut carnaț sau s-a stricat aparatul? E stricat? Să mai întâmplă, din păcate. Băieții au demonstrat că se pot descurca și în bucătărie, dar acum trebuie să se pregătească pentru următoarea probă. Între timp, atmosfera este întreținută de taraful din Macea. Cine o să ne cântă în acest seară? Taraful Ciocârlanu și dansează Simi cu Ciocăneaua. Aplauze furtunoase pentru cântărețul din frunză, care este nimeni altul decât primul gospodar din Macea, primarul. E timpul să vedem cât de bine se descurc băieții la o ședință foto. Și să vedem cât de bine arată. Hai să invităm pe concurenții pe scenă! Stai puțin, că nu s-a început prova. O să mergem urat așa să ne vadă toată lumea. Întreb de cine piace, ea spune că ești tu. Așa că iau tare și spune că dorești. Spune că o vrei, vrei să o cucerești. Go, loco, loco, macho, macho man. Se ține foarte bine, again and again.
sunt două, sunt două stres, stai și fii pe fază. Ragața-i tare, tare și te hipnotizează. Te uiți la cameră și faci trei poziții. Care poziție crezi tu că te potrivește și îți arată cel mai bine corpul, nu știu, fața, da? Aplauze pentru Caisian! Este un băiat foarte înalt, într-adevăr reprezintă și tipic așa model de catwalk. Trei poziții! Marius, mua, frumos! Unu, doi, trei! Arată-ne mai una! Cristian! Foarte frumos! A avut atitudine, m-a plăcut foarte mult de el. Ghiso! Și mișcarea asta, deci Cristi întotdeauna m-a surprins cu niște mișcări. În primul rând la dans, acum a doilea așa, nu știu, a fost plăcut că întotdeauna te-a ținut așa, în suspans, nu știi ce o să facă, cum o să facă. De la defilări și poze, înapoi la tradiții. Băieții se retrag pentru a îmbrăca frumoasele costume populare ale zonei. Și introducerea în atmosferă este făcută de ansamblul local. Parada costumelor populare din Macea. Flăcăii intră în scenă mândri să prezinte frumusețea portului ardelenesc. Un flăcău adevărat trebuie să știe mânui nu numai sapa, ci și cuvintele. Urmează proba de creativitate, în rime mai mult sau mai puțin șchioapă. Bun venit în comuna părădăicilor. Eu mi-s băiatul de la țară și particip într-o dară. Ce folos că ești frumos dacă nu și norocos? Mi-s băiatul de la țară și cu asta mă mântresc. Sunt harnic, fac orice, de lucru nu mă feresc. Frunzuliță Viorea, ios ficior de la Macea. Înăltus și sprâncenat și fălos cum nu în sat. Părădăicile sunt floare, lume multă, lume mare. Vin să vaz în disperare pe Sonia din TV și ziare. Macea e comună mare. La Macea Sonia a venit, peste tot a colindat ca să aleagă un băiat și nu orice băiat, care să ne reprezinte Macea noastră. Macea noastră sat de frunte. Într-o zi de sărbătoare, Sonia, frumoasă tare, a venit într-o plimbare, când pe noi ne-a vizitat, de părădăici a întrebat, dar noi toți am explicat că la țară e munca grea, dar nu ne ferim de ea. Iar Sonia, cea blajină, ce se plimbă în mașină, căutând băieți cu har, făcându-le un mare dar. La ce mă uitam, de fapt, este cine se descurcă cel mai bine acasă la ei, să poate să fie pe scenă și să nu arată ca arată de multe emoții. Și-am venit să vă cânt iară, la mis băiatul de la țară, să vă arăt că știu juca, că mai vede Sonia.
Numai nu-mi prea arde de jucat, ca seară n-am cinat. Numai părădăiești cu ceapă, tătă noaptea-mi băut apă. Dar tă nu mă dau bătut, pe seară mânc urechi umplut. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos! Proba de dans modern nu a convins-o pe Sonia, dar are mari așteptări de la cea de dans popular. Mai ales că pe scenă vor intra acum și câteva dintre mândrele satului. Băieții au voie să aleagă o fată din sală dacă vor sau să dansează singuri. Este alegerea lor. Aici m-a plăcut că toată lumea a participat și toată lumea cât de cât nu s-a văzut că au emoții sau că a fost rușine sau așa ceva. A fost o probă foarte plăcută. Pentru băieți, este ultima șansă să mă convingă pe mine că ei merită să vină cu mine în București. Păi, nu am venit ca să merg în special în final, am venit doar m-am mulțumit că am intrat și între cei șase. Și fie ca cel mai bun să câștige. Doar prin tot ce am făcut până acum. Prin fapte, nu vorbe, nu? Corect. Vă las pe dumneavoastră să mă alegeți. Să vedeți care să margă la cei dintre cei șase să margă la București. Cel mai bun să câștige. Tu crezi că ești cel mai bun? Nu. Eu am venit aici ca să mă distrez, să fiu alături de prieteni și dacă aș merge la București, aș face Macea să fie mândră de mine, să nu regrete. Sper. În cazul, ceea ce nu cred că eu sunt ales, nu sper, sunt sigur că n-am să fac măcenii mei de rușine. Mulțumesc! Acestea sunt finaliștii pentru Miss Beatul de la țară din Macea! Impresionată de prestația concurenților, dar și de atmosfera din sat, Sonia s-a gândit să le facă localnicilor o surpriză, așa că pentru momentul final a pregătit o ținută specială. Un costum popular tradițional din zonă, de acum 100 de ani, care la vremea respectivă a costat două care cu boi. Mulțumesc frumos! Aș dori să invit băieții pe scenă. A fost o decizie foarte grea pentru mine, fiindcă toți băieții sunt foarte frumoși, toți băieții au participat la un nivel foarte ridicat. Nu mă așteptam să găsesc băieți ca băieții pe care l-am găsit aici în Macea. Deci aveți cu ce să vă laudați, aveți niște băieți super. Câștigătorul pentru mine am ales chiar în ultimul secundă, deci chiar am așteptat până la sfârșit să văd, că era foarte important pentru mine să dau șansa egală pentru toată lumea.
hotărât să aleg doar unul, care mă reprezintă și pe mine și pe voi acolo la finală și sper că vă place pe cine am ales și sper să susțineți băiatul în competiție când vor fi în București. Toți băieții au fost foarte frumoși, drăguți, harnici, deștepți, tot ce vrei tu erau băieții ăștia. Dar din păcate, doar unul nu a putut să aleg. Să vă spun cine am ales? Chiar nu mă așteptam, nu știți, nu vă imaginați ce la mine în cap, uite emoția am, dar îmi trag sufletul și mulțumesc mamei mele în special pentru că cred că de la ea am moștenit atâtea talente. Casian este băiatul care va reprezenta comuna Macea, dar și pe Xonia în finala din București. El a impresionat-o pe tânăra cântăreață prin calitățile lui fizice, dar și prin optimism, determinare, poftă de viață și încredere în el. Am avut emoții până în ultima clipă. Reacția publicului. Toată sala a fost alături de el. Deci, pur și simplu, m-a copleșit. A fost o surpriză pentru mine, n-am crezut că o să mă susțină toți. Ceva extraordinar, deci în viața mea n-am simțit așa ceva și a fost super. De ce plângi? De ce plângi? De bucurie, v-am câștigat casa. Da? Te bucuri? Da. Eu am ales pe Casian, fiindcă este foarte talentat, este frumos, dar nu am ales ce s-a văzut pe exterior. Am ales pentru ce a fost la interior. Faptul că tânărul a fost desemnat în sat să joace steagul la evenimente arată că este cu adevărat un flăcău de frunte. Casian se anunță un candidat puternic și în lupta de la București, când el va concura alături de alți tineri din toate colțurile țării. Săptămâna viitoare, o nouă comună și o altă vedetă. Vom rămâne tot în zona muzicală pentru că o altă cântăreață va pleca la drum. Elena Gheorghe va lua drumul Moldovei tocmai până în comuna Vorona pentru a-l găsi pe cel mai frumos flăcău. Ne oprim aici, dar ne vedem săptămâna viitoare, tot la Prima, tot luni, la 8:30. La revedere!